A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mare împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicilor bolți, ea pasă și-l îndreaptă, lângă fereastră, unde în colț luceafărul așteaptă. Dragă Felicia, așa începe luceafărul, iată în cartea aceasta, reprodusă după ediția Princeps, prima ediție a lui Eminescu, după ce a ieșit el din lumină și a intrat în umbră, acest poem este reprodus. Și dacă ar fi să spunem încă o strofă, mi-ar plăcea îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința e gata, iar el prin de săptămâni îi cade dragă fata. Chiar în primul vers scrie așa, a fost odată ca în povești. Cine s-ar fi gândit că poemul acesta, care este perla, este cea mai mare creație poetică a literaturii române, pornește dintr-o poveste. Savanții pe urmă au aflat că aceasta a fost inspirată de o poveste a unui german care a făcut o călătorie prin țările române și a cules un basm care se numea Fata în grădina de aur și l-a publicat într-o carte și se mai presupune că Eminescu, fiind student la Viena, a găsit această carte, l-a impresionat și de aici a pornit ideea acestui poem. Spune-te, rog, cine era acea fată din poveste? Cred că era fata visurilor lui, nu? Era fata din poveste? Da. Din grădina de aur. Dar eu zic că acea fată erai tu. Da? Da. Mă bucur. Peste atâta timp că toate setele frumoase sunt din poveste. Și de aceea eu propun să discutăm ce este povestea în viața omului. Pentru că noi, din mici copii, creștem în lumea basmului. Cea mai frumoasă lume a basmului este lumea copilăriei. Într-adevăr. Tu ce zici? Sunt de acord cu dumneavoastră, da. Și povestea, în mare parte, ne reprezintă pe noi, pentru că nu ai copii, la început citim povești, după care trecem la romane, la opere și e ca o pistă de lansare pentru noi, pentru toți copiii. La începutul omenirii, oamenii se delectau sau se conduceau în viața lor din mituri. Miturile erau narațiuni sau comunicări între oameni și între generații despre zei. Cine sunt zei? Zei care dispuneau de destinele oamenilor. Așa a fost zeul Zeus, mitul, zeu Poseidon, zeul mărilor. Afrodita era soția lui Zeus, Heracle era marele viteaz, marele voinic și așa mai departe. Iar poveștile au izvorât din mituri, dar de acum vorbeau despre oameni, despre oamenii simple. Dar nu chiar despre oamenii simple, pentru că în cele mai multe povești, personajele centrale sunt împăratul și împărăteasa. Împăratul și împărăteasa, de ce? Pentru că oamenii simple, când treceau din viața lor reală, cu toate problemele, cu toate nevoile, grijile, mergeau în lumea basmului, el acolo se simțea împărat. Se regăsea. El avea toată libertatea, toate la dispoziție. De aceea, așa a apărut Făt Frumos, așa a apărut Ileana Cosânzeana, așa au apărut alți personaje, Păcală, Tândală și toți ceilalți. Apoi, poveștile vorbind despre oameni, sunt primele momente în care omul se formează ca ființă cultă, ca ființă vie, ca ființă gânditoare. După aceea vine alte studii, matematica, geometria, geografia, istoria, dar poveștile sunt cele care ne învață. Cât de strânsă este legătura dintre povești și oameni?
am avut o bunică care se numea Natalia și noi eram vreo 4-5 nepoți, băieți și fete, și ea ne aduna împrejurul ei seara și ne spunea povești. Poveștile acelea nu erau atât de sofisticate, atât de literaturizate. Erau povești ca toate zilele. Și mi-amintesc din acele povești că era situații când mama cuiva dintre copii a decedat și tata s-a căsătorit a doua oară și le aducea o mamă vitregă în casă. Și atunci mama aceea vitregă nu vrea să stea copiii cu dânsii și spunea, ia-i și-i du-i în pădure, du-i nu știu unde, du-i nu știu unde. Și toate lucrurile astea ne făceau fiori, ne făceau să ne cutremurăm, că iată i-a dus în pădure. Și tata asculta de mama vitregă și îi ducea în pădure și se făcea taie lemne, dar lega acolo de vârful copacilor niște curcubete, niște forme de astea, tidri sau cum le spune. Și ele vântul bătea și ele se loveau una de alta și făceau cioc, boc, cioc, boc. Și copiii spuneau că iată tata taie lemne, dar tata s-a dus de mult acasă și nu știu ce. Deci în felul ăsta se educau copiii ca să țină la părinți, să-i iubească, să-i asculte, să nu iasă din cuvântul lor. Da, se respecte. De altă parte, povestea dezvolta imaginația. Imaginația copiilor, pentru că ieșea din lumea reală și totul se preschimba. Acolo un șoareci putea să vorbească, acolo o capră putea să vorbească, acolo un ied, un cutare, cutare, toți vorbeau. Iar imaginația pentru copii este cel mai frumos lucru, și nu numai pentru copii, dar în general pentru om. Pentru că tot ce face omul, dinainte își imaginează în mintea lui cum va fi și ce va fi. Deci imaginația este cel mai prețios lucru. De ce în basme mereu binele învinge răul? În basme binele învinge răul pentru că așa este esența omului ca să creadă în bine. Pentru că rău este mult în lume. Este mult în lume și de când se știe că se împarte lumea în bine și în rău. Și numai oamenii de bine totdeauna luptă pentru a învinge răul și a înmulți binele în lume. Dar rău în lume este mult. Este de ce este? Pentru că omul este supus devenirii. El vine din copil mic și trece prin multe încercări. Și încercările astea, el le vede uneori că ar fi rău pentru dânsul, dar ele sunt inevitabile. Dar ca să învingi rău, trebuie să lupți împotriva răului, ca să învingi greutățile, trebuie să muncești și să le treci încolo. Și în felul ăsta omul se împlinește. În filozofia veche greacă a fost un poet, se numea Pindar. Acest poet Pindar, de la 10 ani, era așa de deștept și așa de înțelept că el, profesorul, îl lăsa pe dânsul, când era el ocupat, ca el să ducă lecțiile mai departe cu ceilalți. Și a crescut și a scris poeme foarte interesante despre cei care au învins la sporturi, la cutare, la cutare. Și în unul din poeme spune așa, devino cel ce ești. Adică, tu, în virtualitate, de mic copil, ești programat, așa cum s-ar spune în termen de azi, să devii ceva. Ceva în viață. Dar pentru ca să devii ceva, trebuie să muncești, trebuie să lupți. Să depui efort. Dar înainte de asta să-ți dai seama ce este în tine, adică să cunoști ce ți-e dat, ca să te citești pe tine, să vezi ce ți-e dat să fii. Adică să descoperi care sunt capacitățile tale, care sunt aptitudinile tale, care este darul tău, care este harul tău și să-l dezvolți prin muncă, prin atenție, prin lecturi, prin efort spiritual. Iată, asta ar fi. Acum hai să trecem la alte două povești, ca să nu pierdem timp. Haide! Iată, Eminescu a pornit ideea lui Luceafărul dintr-o poveste. Dar Eminescu, înainte de asta, a călătorit în toate zonele românilor și a cules folclor foarte mult. El are o carte de literatură, de creație populară întreagă.
Iar când s-a întâlnit și l-a cunoscut Creangă la Iași, când a văzut ce mag povestitor este Ion Creangă, s-a făcut ca și cum frați amândoi. Erau nedespărțiți. Erau foarte buni prieteni. Creangă locuia într-o bojdeucă și era nelipsit la dânsul acolo. Noi avem chiar și un tablou al lui Mihai Greco. Creangă și Eminescu, cum stă Eminescu și ascultă poveștile lui Creangă. Eu chiar am fost acasă la Creangă. Apoi care cunoști tu din poveștile lui Creangă? Sunt foarte multe povești care îmi plac foarte mult, dar cel mai mult mi-mi plac amintirile din copilărie, pentru că ele ne caracterizează pe noi. El are povești, prima poveste a lui a fost soacra cu trei nurori. Asta o știu. Și a doua, cea mai frumoasă, a fost capra cu trei iezi. Trei iezi, da, pe care am învățat-o toți. Apoi iată, capra cu trei iezi este una din cele mai frumoase, mai profunde și mai pline de simboluri, povești a lui Creangă și în genere a literaturii române. A fost un cercetător care se numea Vasile Lovinescu, care a descoperit substraturile acestei povești și le-a găsit similitudini în basmele altor popoare, inclusiv în mitologia greacă. Această capră, care s-ar părea că este o ființă obișnuită, nu știu ce, în mitologia greacă era Amalteia, se numea, și a fost cea care l-a alăptat pe Zeus. Adică ca și cum ar fi fost doica lui Zeus. Adică și capra aceasta a circulat prin la diferite popoare și a ajuns pe la noi și a ajuns acest simbol. Cum începe povestea? Ți-aduce aminte că această capră pleacă la pădure să le aducă mâncare și îi lasă pe cei trei ieși singuri. Singuri, dar să le dă de grijă să nu deschidă locul lor. Deci eu când ai venit și ai spune trei ieși, cucuieți, mami ușa, discuieți, că mama îl aduce vouă. Plăb de țară în spinare, mălăiești în călcăiești. Mălăiești în călcăiești, tot așa. Iar Rahul, păvut de lup, vine, o auzit din treaba asta, vine și cu vocea lui își mai schimbă și începe să îi adiminească pe el, să le dea voie să intre. Iată, aici, în acest basm, este nedreptatea sau răul despre care vorbeam noi acum, mai adineaur, care până la urmă este pedepsit și silit să reîntoarcă. În alte basme sau în alte variante, lupul îi înghite pe cei doi miei, doi ieți, și îi dă înapoi. Adică ca și cum îi varsă, iar și ei sunt... Aici este altă situație. Toate basmele, cele mai frumoase, se concentrează asupra două lucruri. Moartea și renașterea. Moartea și renașterea. Pentru că cel mai important sau mai greu sau mai semnificativ lucru este, sigur că da, nașterea e importantă, nunta e importantă, dar moartea este încununarea întregii existențe. Iar dacă e să luăm în plan simbolic, se spune așa, că omul în viața lui trece diferite etape de dezvoltare și fiecare din aceste etape sau trepte e ca și cum în el ar muri o ființă, aceea care a fost până atunci, și se naște altă ființă. Și pe parcursul vieții, omul trăiește șapte vieți, nu una singură. Deci dacă el știe să se rupă de sine cel vechi și să înceapă o viață nouă, atunci el trăiește, cum ziceam, câteva vieți într-o singură viață și el își împlinește rostul. Dar care deci sunt... este renașterea omului. Care sunt acele șapte vieți? Șapte vieți, eu am zis șapte vieți, dar m-am gândit la șapte vârste. Aha. Iată, învățatul Dimitrie Cantemir a scris o carte, prima lui carte care a scris-o el, a scris-o la 25 de ani. Adică a editat-o, la 24 a scris-o. Apoi el acolo face așa, separă viața omului în șapte vârste. Prima vârstă este de la 1 la 7 ani. Se numește pruncia. Pruncia. A doua vârstă este de la 7 la 14 ani. Se numește copilăria. A treia vârstă este de la 14 la 19, sau nu, la 21, da, la 21. Vârsta asta noi o numim astăzi adolescență. Adolescență. Dar el știe cum o numea? Cum?
El o numea catârgia. Catârgia? Adică vârsta catârului. De ce? Pentru că atunci se formează omul ca personalitate și el vrea să fie independent, el vrea să fie așa cum vrea el și cum îi place lui și când îi spune cineva să-i dă ceva, el respinge, duce așa, așa, așa cum fac animalele respective. Și asta e vârsta adevărată, pentru că anume în vârsta asta de la 14 la 21 de ani se formează personalitatea omului. Asta e dovedit. Pe urmă vine de la 21 la 28 tinereța, pe urmă vine maturitatea sau bârbăția sau nu știu cum, pe urmă vine bătrâneța și pe urmă vine nu știu ce. Asta era împărțirea vârstelor după vechea, după Scriptură, după Sfânta Scriptură, se spune așa, că viața omului e 70 de ani. În acei de 70 de ani, în cap, 7 câte 10. Da, 7, dar el făcea 10, 10, 10. Vezi că nu la toți oamenii vârsta, ciclurile astea sunt egale. La unul e 7, la altul e 8, la altul e 9, la altul e 10. Știi cât e ciclu solar? Cât e? Ciclu solar e 11 ani. 11 ani. Iar noi care trăim în planeta Pământ avem ciclul nostru. Avem primăvară, vară, toamnă, iarnă, asta sunt 360 de zile. Da, 366. Acum se spune că Pământul încetinește în fiecare an cu o secundă. Încetinește, tot mai încetinește. Și o să trebuiască să facem o corecție, așa cum s-a făcut de calendarul gregorian și iulian. Eu aș vrea să ne oprim la la basmul lui Petre Ispirescu. Petre Ispirescu. Dacă ai auzit de Petre Ispirescu, iată, am aici o carte a lui Petre Ispirescu, care se numește așa, Tinereț fără bătrânețe și viață fără de moarte. Acest basm este pur și simplu genial. E scris atât de simplu, atât de elementar. Acest Ispirescu a fost un om de la marginea Bucureștilor, dintr-o familie nevoiașă, dar atât de mult îi plăcea să citească, atât de mult îi plăcea cartea, știința, cunoștințele. Cu greu, de la 10 ani sau de la cât el a intrat, el a vrut să vadă cum se fac cărțile. Pentru că știa că cartea este o minune. Era curios. S-a dus la tipografie. Și a lucrat la tipografie, atunci culegeau cu mâna, nu cu aparate speciale. Cu aparate din astea sau mai târziu era linotip, era nu știu ce, sunt mai multe metode. Dar atunci fiecare literă se culegea cu mâna. Și el a lucrat ani de zile și a câștigat banii toți. Dar de acasă părinții lui îi povestiseră atâtea povești. Și când a văzut el ce se scrie în cărțile astea, și a zis așa, băi, dar oamenii ăștia sunt foarte învățați toți. Dar eu niciodată n-am să ajung ca dânsul. Și ia să mă apuc eu și scriu și eu niște povești, ceea ce știu eu. Și a scris această poveste, Tinereț fără bătrâneț și viață fără de moarte. Și când s-a publicat această poveste, când au citit-o oamenii ce ai învățat, au zis, bă, dar pe asta e profunzime, dar pe asta e o idee colosală. Conține întregul vis al omenirii. Omenirea de când e pe lumea asta, fiecare om, fiecare generație știe cândva, vreodată va veni sfârșitul. El a văzut că bunica s-a dus, el a văzut că mătușa s-a dus cu părinții la urmă. Și visul ăsta este ca să nu fie niciodată. Și a scris acest basm. Și în acest basm el a surprins, asta era scris prin anul 60-61, dar s-a publicat, când avea el de acum vreo 30 de ani. Și acest bas pur și simplu i-a fascinat, i-a încântat, i-a șocat pe toți care l-au citit. Și pe urmă el a mai scris și altele și altele. Dar basmul ca tare conține în el, la fel ca La Steaua lui Eminescu, în poemă La Steaua, La Steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ajungă. Apoi aici se conține formula timpului care savanții abia târziu au descoperit-o. Formula timpului și irreversibilitatea timpului și depășirea timpului. Cum timpul, el după ce a plecat de acasă, s-a dus în lumea unde nu este în tărâmul care era tinereț fără bătrâneț și viață fără de moarte și a stat acolo, i s-au părut lui că a stat câteva zile.
Și când a ajuns el, gonind un iepure în Valea Plângerii, dar i s-a spus, tu să nu calci prin valea asta, că o să fie rău de tine. Și atunci lui s-a făcut dor de casă, dor de părinți, dor de locurile natale și a plecat în dărât. Și când a venit, n-a mai cunoscut nimic, pentru că trecuseră sute de ani trecuseră. Nici el când întreba de cutare și cutare, ce că astea-s povești, astea sunt de la bunii, sau zis, asta de mult n-a mai fost, asta e poveste, asta e nimic. Și când a ajuns la Palatul Împăratului, acolo nu era nimic, căuta el lucrurile vechi și a intrat în niște lăzi vechi, în niște tronuri, cum le spune Ispirescu, și acolo l-a așteptat cu coana mate. Deci, hai, eu de mult te așteptam. Pac, i-a tras o palmă și s-au făcut cenușii toți. Iată, asta este filozofia timpului și filozofia basmelor. Pentru că în basme, Felicia, în basme omul iese din timpul concret, terestru, iese în afara timpului. Acolo nu există curgerea timpului. Acolo timpul este etern. De ce vizionarii sau profeții, cum au fost Nostradamus și cum a fost bătrâna Vanga, ei au acces la timpul acela absolut, timpul etern. Și ei văd acolo tot ce a fost pe lume, tot ce va fi și tot ce este. Pentru că totul acolo este în același timp. Acolo nu este curgerea timpului. Care era povestea dumneavoastră preferată când erați în copilărie? Dar acum care e? Povestea mea preferată, cea care am citit eu la 10-12 ani, uh-huh, a fost asta, a lui Ispirescu. Uh-huh. Dar de ce? De ce v-a plăcut? Prin ce v-a impresionat? Eu am citit atunci foarte multe povești, dar asta m-a impresionat îndeoseb, pentru nu știu de ce. Probabil că vine din subconștient. Tocmai de ce ți-am propus să vorbim despre ea asta. Afară de asta, m-au mai impresionat în copilăria mea viețile sfinților. Era multă literatură cu viețile sfinților. Eu am făcut școală românească în timpul războiului și erau viețile sfinților și era printre ele viața Sfântului Simeon, cunoscut ca Sfântul Simeon Stâlpnicu, cel care a auzit chemarea lui Dumnezeu, a mers la biserică să roage, a căzut în fața icoanelor, avea 12 ani, și a auzit vocea, tu, Simeoane, trebuie să fii slujitorul meu. A plecat de acasă, s-a dus în pustie și acolo a condus toată viața, a făcut minuni și a ajuns sfânt. Iată, astea cărți. Iar despre alte cărți o să vorbim altă dată. Totuși, ce rol are povestea în viața noastră? Cum spuneam, adineaur, ne cultivă imaginația, ne descătușează de cotidian și ne învață că binele, până la urmă, învinge răul. Și frumosul iese deasupra urmei.